Să lupte pentru a salva vieți, sistemul de urgență din România se va lupta pentru profit. Este concluzia sumbră la care au ajuns experții după ce au luat la puricat noua legea sănătății. Medicii spun că dacă urgențele vor fi lăsate pe mâna firmelor private, în sistem se va instala în scurtă vreme haosul. Mă numesc Alexa Nicolae, am 32 de ani, lucrez la M. Petrila și datorită echipelor SMURD mă aflu astăzi în viață. Mă numesc Soconescu Alexandru, am vârstă de 44 de ani și mulțumesc echipelor SMURD că mi-au salvat viața. Ca ei sunt sute de mii. Ei au avut norocul să încapă pe mâinile unor profesioniști care la nevoie pun viața pacientului înainte de a lor. Prin gesturile pe care le facem pentru a ne salva semenii, putem să și murim. Noua legea sănătății ar putea da la o parte pe acești oameni. Sistemul medical de urgență ar urma să fie deschis și firmelor private. Concurența ar aduce, spun autoritățile, eficiență. Această concurență comercială va fi de fapt doar o fugă după bani. Scopul acestor societăți este să producă profit. Profit pe banii statului, pentru că, în fapt, noua lege deschide și mai mult firmelor private porțile fondurilor publice. În timp, asta ar putea duce la desființarea sistemului public de urgență. Așa s-a întâmplat în țări precum Olanda sau Statele Unite. Ori, asistența de urgență ar trebui să fie, cel puțin în teorie, gratuită și garantată de stat. Vor fi multe persoane care nu vor avea acces la aceste servicii de urgență. O să ai zeci de patroni, de firme, de interese, de chestii și fiecare când vrea să ia o decizie, stai să sun pe șeful meu. Cu alte cuvinte, viteză de reacție zero, așa cum s-a întâmplat când în urma unei alarme la aeroportul Otopeni, serviciul public de ambulanță a cerut firmelor private să-și mai aducă la muncă un echipaj. E bine, răspunsul a fost nu se poate. Nu se poate pentru că în contractul pe care l-aveau erau spre sfârșit de lună și fondurile erau pe sfârșite. Și atunci fondurile fiind pe sfârșite, nicio societate comercială nu vine să muncească gratis. Pentru că e gratis, vine doar statul. Iar dacă noua lege intră în vigoare, scenariul s-ar putea repeta la nesfârșit. Un scenariu fatal în cazul unor dezastre sau accidente cu zeci sau chiar sute de răniți. Și o situație în care, dacă vom ajunge, părintele SMURD, Raed Arafat, a anunțat deja că își va da demisia.